Deschis, da, haideți. Aici la noi e deschis. Ori închis ăștia restaurantele, ori închis teatrele, cinematografele și păcănelele. La noi, pe canal, aici la Nicu Bendea, e deschis. Până putem și noi să ținem gura deschisă, e foarte bine. Nu ne lăsăm, vorbim, comentăm și discutăm. Mulțumesc că și în weekend ați fost alături de mine, v-ați abonat, am trecut de 4100, mi se pare extraordinar. Pe vremurile astea de criză, voi vă adunați aici la mine pe canal, discutăm, comentarii, articole, opinii, suntem ce să mai, un trust media pe canalul ăsta de YouTube, așa cum e el, făcut dintr-o bucată, cum ne pricepem. Ne bucurăm că încă nu s-a închis canalul și dăm din gură ca să ne treacă vremea. Cum e? Cafeluța s-a băut? Ia-i cum îmi arată ochiul. Ce-am pățit? Că dacă vă zic, nu mă credeți ce-am pățit la ochi. Ziceți că mi-a dat socra cu tigaia în cap. Nu. Adunam jucăriile și băiatul cel mare, neatent cum sunt copiii, o dat cu o jucărie și mi-a rașchetat un pic cornea. Mi-a rașchetat cornea. Am fost la oftalmologie. Zice, și care era obiectul contundent cu care v-ați rănit? Pe zic, cu Sam Pompieru. Zice, poftim? Zic, da, cu Sam Pompieru. Că dacă era Elvis Pilkington, ăla avea ciubote. Ăla avea niște încălțări mai ascuțite și mă rănea mai rău. Ce să fac? Eu am zis eu că mă duc la festivalul de bere unde ne-am întâlnit. Câțiva ați venit, în urma apelului de pe celălalt canal virtual ați venit. Vedeam berea dublu. Așa mi s-a părut că am băut 4 beri, dar de fapt acasă am aflat că am băut 6. 2, în fine. Am băut și un vinișor. Ce să mai? La necaz te mai refugiezi din ce poți, ce mai... Așadar, am păstrat limita decentă, am purtat mască, am purtat grija altora. Așa trebuia să vă sun, să vă salut azi. Așa trebuia să vă salut. Patru. Hai, patru. Patru goluri ne-au dat norvegienii după ce ne-am făcut de rușine cu islandezii. Bă, n-avem noroc la vikingi. Vikingii ăștia, deși noi suntem urmași getodacilor. Știți cum zicea nenelui Iliescu? The ducks came from the tracks. Nu se poate. Ne-au luat nordicii la bătaie de ne-au mers fulgi. 6 goluri ne-au dat Islanda plus Norvegia pe total. Noi am reușit un amărât de gol și el a noroc cu varul. Că altfel te încuială. 4-0. Ăla Odegaard. Niște pase la băiatul ăla care e în Bundesliga. Na, noi n-am avut, am fost suporteri. Eu cred că naționala de fotbal a devenit națională de suporteri. Îmi scrie cineva în comentarii aici că zice, nu-i nimic că în diasporă noi românii facem copii și copiii noștri o să învețe fotbal sau învațe deja fotbal și ei o să fie viitorul naționalei. Ok. Viitorul naționalei se poate găsi oriunde, nu numai în granițele acestei țări. Săracul Rădoi, numai Rădoi să nu fi toți ori pus tunurile pe el. Gică Hagi a ieșit și a vorbit 20 de minute că trebuie să fim pozitivi. Apoi în vremurile astea, cum să fii pozitiv? Că am aflat că guvidele ăsta stă acum 28 de zile pe bancnote. Rezistă 28 de zile pe bancnote, dar eu vă întreb pe voi, bancnotele de la salar rezistă 28 de zile? Că ai luat salarul, facturi de mâncare, medicamente, ce mai trebuie, ce mai aia, nu trec 28 de zile și trec bancnotele. Așa că nicio șansă să stea guvidele pe bancnote. Din fericire, pe partea asta am scăpat. Au scăpat și juniorii de la sub 21 de ani, au scăpat victoria printre degete, adică bine că nu i-o bătură Ucraina. Mutu săracul și el selecționer, dădea din colț în colț că am făcut ce am putut, că băieții tineri, că nu știu ce, că... No, acum, ce se face? La final de meci tot spală Putina, că nu spălăm bani. Apropo de asta, că nu rezist, că reziste 28 de zile pe bancnote. Păi noi avem un șef mare, domnule, care spală bani. Șeful oficiului de spălare a banilor a fost depistat că și-a falsificat actul de bacalaureat. Vedeți? Eu mai zic, când se apropie bacalaureatul, când începe școala, când sunt examene, domnule, bacalaureatul a rămas pe undeva unul dintre cele mai serioase examene din viața de elev și de student. Și de asta, el trebuie bacalaureatul tratat cu seriozitate. Trebuie să te pregătești un pic să înveți. Nu mai sunt cerințele și rigorile din alți ani, dar totuși trebuie un pic
pic pregătit. E și examenul maturității, așa îi zice. Ei, omul ăsta care a ajuns dita mai șef la Oficiul Național de Spălare a Banilor și-a luat examenul de maturitate la 32 de ani. Vedeți, e o modă, acum așa se poartă. La 18 ani nu faci nimic, nu te interesează școala, dar recuperezi după aia. Cu 14 ani mai târziu, recuperezi. Păi dacă și dita mai Ciolacu și-a luat primul serviciu la 37 de ani, e o modă la ăștia care sunt funcțiile statului plătite de noi, da? Na, și omul ăsta nu numai că și-a luat bacul la 32 de ani, dar și când l-a luat, nu și l-a luat pe merit. Și-a falsificat diploma de bacalaureat. După ce și-a falsificat diploma de bacalaureat, n-a fost decât un singur pas până la a face nu știu câte facultăți, a fi student la master, masterat și după aia și-a luat și doctoratul. Că vedeți, dacă ai început-o cu o hoție, nu te lași și furi până la capăt. Ei bine, avem noi experți noștri în furturi. Ci că o bandă de români și moldoveni, ce frumos sună, vedeți, după 90 imediat am făcut podul peste Prut, podul de flori, podul de a ne uni cu frații din Basarabia. Ce a fost verde s-a uscat și podul s-a dărâmat. O mai încercat ceva Traian Băsescu și-o luat până la urmă și cetățenia de moldovean, e cetățean al Republicii Moldova, l-a adus și pe Tomac din Basarabia să fie șef la PMP. E lăudabil, pe undeva e lăudabil actul făcut de Băsescu. Dar, ce frumos sună, în Franța, mai undeva în zona Parisului, unde se construiesc ceva blocuri, o bandă formată din români și basarabeni au furat 1000 de centrale termice. 1000, 1, 0, 0, 0, 1000. Nu 100, nu 15, nu, 1000. Vedeți? Doamna Firea avea planul B. Elcenul e în faliment în București, câștiga ea încă un mandat și suna pe banda asta, îi suna pe băieții noștri, Sasha, Alioșa, Ioan, Vasile, no, haideți încoace cu centralele termice. Le montăm în București, apă caldă, apă rece, toată lumea e mulțumită. Vedeți? Comunicarea româno-basarabeană și-a întins tentaculele până în Marele Paris. Deci aducem centrale furate din Marele Paris și le montăm în Nicul Paris. Oricum, Nicu Șordan au zis că rezolvă problema termoficării în București, dar nu știe în ce secol. Da, domnule, nu rezistă chestia asta pe bancnote. Ați observat că miliardarii au devenit multimiliardari în perioada asta? Noi nu mai știm pe unde să scoatem cămașa, că de-aia purtăm tricouri. Nu mai știm că vin facturile mărite, vine iarna, probleme, costuri suplimentare și așa mai departe, suntem tot la limită cu finanțele. Miliardarii au devenit multimiliardari. Dar de ce să te apuci? De ce să te apuci? Trebuie să știi o meserie. Nu e suficient să ai un hobby dacă nu și câștigi ceva din el. Trebuie să faci un bănuț. Uitați, este un pictor venit din Baia Mare, școlit la Cluj și acum e până toată lumea. Genie îl cheamă. Genie sau genie. Vinde la tablouri într-o veselie și pe bani mulți. Și m-am uitat la ultimul tablou pe care l-a licitat, a primit suma de, pe ultimul tablou pe care l-a licitat, a primit suma de 6 milioane de dolari. 6 milioane de dolari. Și i-am căutat și eu tablou pe internet să vedem. Bă, ce-o putut da omul ăla, vorba lui Tușa Mărior, atâta spurc de bani? Adică, nu, să fie ceva peisaj, ceva arhanghel, ceva... E o serie începută de pictorul ăsta, autoportrete. Și și-a făcut el un autoportret, bine, nu înțelegi nimic din el, numai culorile și umbrele, și în stilul așa al lui Van Gogh. Da, deci eu dacă mi-aș pune perucă de piersic, fular de piersic și aș sta așa mâncând semințe și mi-aș face un selfie, ar fi autoportret cu piersic. Bine, n-aș lua niciun ban pe el, dar ar fi o chestiune. Vedeți, în perioadele astea, cine știe să facă bani, face mai mulți bani. Cine nu știut înainte să facă bani, acum o duce și mai rău. Nu știu. Intrați pe canal, comentați, spuneți-i de bine, e de rău această nouă închidere. Îs măsurile luate suficiente? Ce ne mai așteaptă? Să pățim iară ca în primăvară, când ieșeam numai cu hârtiuța scrisă? Nu știu ce să zic. Aș dori să avem o săptămână bună în care să aflăm numai știri bune. Dar dacă sunt știri negative, știri rele, nu contează. Intrăm aici pe canal și le transformăm în bancuri măcar.
Mulțumesc frumos de urmărire, să aveți o zi superbă, o zi minunată, să apară un pic și soarele și orice ar fi, să ne păstrăm optimismul. Dacă a dispărut optimismul, vine depresia. Depresia asta ne atacă pe mulți, din ce în ce mai mulți, dar să rămânem optimiști. Una din sursele optimismului, prefer și doresc să cred că este și acest canal pe care ne regăsim. Aștept comentariile voastre și mâine de la ora 10 continuăm discuțiile aici. Mulțumesc de urmărire!